Marul Timișoara e chiar în aceste momente la sediul Direcției Naționale. Din cauza avionului, nu? O să vă spun, da. Mulțumim, sănătate! Nicolae Robu, primarul Timișoarei, intră așadar în aceste momente în sediul Direcției Naționale Anticorupție. Nu este pentru prima oară când este audiat. Acesta a fost vizat de mai multe dosare penale. Rămâne de văzut care este motivul pentru care, iată, vine astăzi. Revedem imediat momentul în care ajunge la Direcția Națională Anticorupție.